Pacientul se adresează pentru durere care este din ce în ce mai supărătoare, pentru senzații de amorțeală, pentru senzație de arsură, mai ales nocturn. Poate în timpul zilei nu este atât de deranjantă, dar noaptea constată că îi ar picioarele, care multiple înțepături, furnicături și în final ajunge să nu poată dormi, să nu se poată odihni și clar se adresează medicului pentru ajutor. Aceasta ar fi poate tabloul elementar de început. Ulterior lucrurile se pot complica dacă nu se intervine terapeutic în mod adecvat, desigur, și să apară scăderea forței musculare, durerea să se intensifice și de multe ori pot apărea semne din partea organelor interne, tulburări digestive, tulburări ale funcției urinare, ale funcției genitale și poate cel mai grav sunt tulburările cardiovasculare. Și spun cel mai grav, deoarece s-a constatat că pacienții care au și afectarea acelor fibre nervoase care controlează inima, vasele de sânge, aceștia au un risc și de mortalitate mai mare. Și de aceea trebuie acordată atenție nu numai problematicii de durere, dar și medicul are obligația de a încerca să identifice dacă există această afectare cardiovasculară prin afectarea fibrelor nervoase, se numesc fibre autonome. Da, în primul rând vechimea diabetului, 2. Diabetul necontrolat, cu alte cuvinte, glicemii mari, probabil prin lipsa de complianță la stil de viață, poate la tratament, sau uneori, de ce nu, prin tratamentul neadecvat. Și aici e greu de spus cam pe unde ar fi vinovatul. Pe de altă parte, există factori genetici, foarte important, sunt factori asociați care în momentul în care sunt prezenți la un pacient diabetic crește riscul de polineuropatie de gravitate, și anume fumatul, obezitatea, dislipidemia, deci valori mari ale lipidelor din sânge. Pormă, cei care au talii înalte, din nefericire și independent de ei, sunt cei care sunt poate mai expuși la afectarea pe nervii de la mâini-picioare, că despre asta e vorba când spunem polineuropatie, e vorba de afectarea nervilor periferici, care ne controlează sensibilitatea și mișcarea membrelor. Diagnosticarea, în primul rând, este prin examen clinic. Nu avem foarte multe metode de laborator sau de electrofiziologie care să ne spună cu certitudine tipul de afectare. Dar este vorba de o examinare clinică și a spune elementară, care nu este dificilă, se face cu niște instrumente oarecum banale. Actual, un ac cu care luăm sensibilitatea la nivelul zonelor presupus afectate, un diapazon pentru sensibilitatea vibratorie, un monofilament, deci niște instrumente simple și accesibile oricărui medic. Foarte important ceea ce povestește pacientul sau cei din familie și ajungem în final și la teste de performanță și aici e vorba de teste electrofiziologice. Măsurăm viteza cu care nervul conduce impulsul, măsurăm cât de mult conduce impulsul, asta însemnând neurografie în cadrul electromiografiei, măsurăm ce se întâmplă pe mușchi în urma acelui impuls care nu este condus adecvat. Facem teste
suplimentare mai agresive, și anume biopsie de piele. Practic se ia o bucățică foarte, foarte mică, nesesizabilă aproape, ca o înțepătură din pielea pacientului. Se măsoară la microscop terminațiile nervoase libere. Ăsta este un indicator. Există și metode mult mai moderne, mai puțin agresive, și anume se măsoară aceste terminații din terminațiile nervoase libere din cornee. Dacă sunt scăzute, acesta este un semn de afectare a fibrelor nervoase libere. Dar repet, în principal, diagnosticul este cel care se pune în urma examinării pacientului. Deci important ceea ce descrie pacientul, ceea ce constată medicul. Există niște scale. Mai multe. O scală la Utah, o scală în United Kingdom, o scală Michigan, care sunt niște instrumente foarte utile. Ele se bazează pe interviul cu pacientul și examen clinic și care stabilesc niște scoruri. Scoruri care au fost dovedite că sunt în concordanță cu prezența neuropatiei diabetice, fie de probabilitate crescută, fie de confirmare a neuropatiei. Managementul este, în primul rând, al bolii de bază. Asta înseamnă tratamentul pentru diabet și aici nu presupune numai tratamentul medicamentos, ci și cel fizic, exerciții, mersul pe jos, dietă, respectarea orarelor de masă, cantităților la fiecare masă, desigur, alimentele care sunt permise, regimul medicamentos, controlele periodic la medic, controlele de laborator, pentru că sunt anumiți parametri care iarăși trebuie controlați periodic, hemoglobină glicozilată, vitamina B12, folați. Pe urmă, există iarăși tratamentul medicamentos al neuropatiei. Odată apărută, categoric trebuie tratat. Ori aici discutăm de aceiași factori. Cât respectă pacientul tratamentul prescris, și, desigur, trebuie să ne gândim că nu există rată de succes 100% a niciunui tratament. Da? Sunt pacienți care au un răspuns favorabil de la început, dar, repet, dacă este vorba de o neuropatie care evoluează de mulți ani, șansele de răspuns sunt foarte mici sau probabilitatea de a răspunde este foarte mică. Sigur că da, importanța diagnosticării precoce, importanța colaborării între medic de familie, diabetolog, neurolog, deci tot acest triunghi esențial pentru pacient, pentru că fiecare are rolul său în conduita terapeutică, în supravegherea pacientului, în orientarea pacientului către o altă specialitate, dacă este cazul, sau către o etapă superioară de tratamento.